Următoarea cântare pe care o cânt e o cântare dragă a inimii mele. Mereu o cânt cu o emoție și totodată cu o tristețe în inima mea. E ultima cântare pe care scumpul meu tătic a cântat-o înainte să plece la Domnul în biserică. Și atunci nu am prea înțeles eu versurile acestei cântări și la multe altele pe care Domnul i le-a dăruit. Însă acum altfel înțeleg versurile și mi-am dat seama că pe el l-a durut văzând ceea ce se întâmplă în lume, însă Domnul a dat soluția noastră și spune că salvarea și iertarea nu o găsim niciune decât în brațele Lui. Doamne, ajută-ne să chipzuim bine lucrurile și cât mai avem putere să înțelegem că fără Tine, Doamne, viața n-are sens pe acest pământ. Amin. După toate ce-am văzut că se întâmplă pe pământ, mătoare, lumea toată s-a stricat, de Dumnezeu s-a îndepărtat. Tot mai tare, tot mai tare, mătoare, salvarea și iertarea o găsim numai la Dumnezeu. Salvarea și iertarea, dar dezbracă-te de tot ce rău. Dumnezeu ce ne-a creat, chipul Său la om i-a dat, din iubire pe Fiul Său l-a trimis, să ne scoată din abis. Cu iubire, cu iubire, din iubire, salvarea și iertarea o găsim numai la Dumnezeu. Salvarea și iertarea, dar dezbracă-te de tot ce-i rău. Dacă toate s-au stricat, Dumnezeu ne-a arătat o cale. Ei cu lacrimi și dureri, dar te duce către cer, îți dă salvare, salvare și iertare.